Bine v-am găsit, dragii mei! Sunt Nicoleta Gâdea și vă invit să participați la o nouă activitate care sper să vă stârnească interesul. Vom vorbi despre părinți și urmași. Peste tot în jurul nostru există corpuri vii și corpuri fără viață. Cum credeți că putem face diferența între corpurile cu viață și cele fără viață? Biologii au stabilit că între corpurile cu viață există anumite asemănări. În primul rând, corpurile cu viață consumă energie. Voi aveți nevoie de energie pentru a vă face temele și pentru a vă juca. Florile au nevoie de energie pentru a înflori, fluturele pentru a zbura și exemplele ar putea continua. În al doilea rând, pe parcursul dezvoltării, ființele își modifică aspectul. Nu e așa că sunteți mai înalți decât erați când ați venit prima dată la școală, în clasa pregătitoare, dar nu la fel de înalți precum părinții voștri? La fel ca voi, și celelalte ființe cresc și se dezvoltă. Copacul va avea mai multe ramuri și va fi mai înalt anul viitor. Bobocul de rață va crește, iar toamna corpul său va fi acoperit cu pene. Simpaticul pui de urs va deveni un adult independent. O altă asemănare între corpurile vii constă în faptul că ele se înmulțesc, asigurându-și astfel urmași. Nu în ultimul rând, ființele se aseamănă prin faptul că ele se adaptează condițiilor de mediu. Spre exemplu, pentru a-și conserva energia și a rezista la temperaturi scăzute în anotimpul rece, copacii rămân fără frunze. Blana animalelor devine mai deasă, iar unele dintre ele chiar intră în hibernare. Fiecare ființă are un ciclu de viață. Astfel, plantele, animalele și omul trec prin diferite etape de dezvoltare de-a lungul vieții, de la naștere până la moarte. Toate ființele transmit urmașilor trăsăturile specifice speciei lor. Între părinți și urmași există asemănări, dar și deosebiri. Urmașul nu este identic cu părintele său, întrucât dezvoltarea sa este influențată de factorii de mediu. De la o generație la alta, se pot transmite anumite trăsături fizice. La fel ca oamenii, și plantele și animalele transmit de la o generație la alta atât trăsături fizice, cât și comportamentale. Sunteți gata să vă jucați? Priviți cu atenție imaginile următoare și descoperiți părintele fiecărui pui. Găsește atât asemănări, cât și deosebiri între aceștia. Al cui este puiul din imagine? Al unei oi sau al unei căprioare? Desigur, dacă ați răspuns că este puiul căprioarei, aveți dreptate. Să privim imaginea. Puiul, numit Ied, are ca și mama lui aceeași formă a capului și aceeași culoare a blănii. Dar micuțul din imagine, al cui pui este? Al ursului panda sau al ursului polar? Dacă ați răspuns ursul panda, aveți perfectă dreptate. Deși seamănă, ursul panda se diferențiază de ursul polar datorită coloritului blănii sale, alb cu negru. Vă descurcați minunat! Mergem mai departe la alte corpuri cu viață. Plantele. Priviți tânăra plantă din imagine. Din ce specie credeți să face parte? Este fasole sau mazăre? Dacă ați ales mazăre, ați avut dreptate.
într-adevăr, priviți forma frunzelor și apoi veți vedea asemănarea. Ce părere aveți despre această tânără plantă? Este o plantă care în viitor va produce căpșuni sau care va produce zmeură? Desigur, ați observat forma frunzelor. Este o plantă care va produce căpșuni. Dar în această imagine, ce credeți că este? Oare ce va deveni micuța ființă? Un fluture sau o râmă? Desigur, ea va deveni un fluture. Priviți animația și veți vedea cum se transformă o omidă într-un minunat fluture. Dar această fotografie, în poșeta cărei mame credeți că este? Desigur, ați ales bine! Priviți forma ochilor, forma feței, culoarea ochilor și a părului sunt aceleași. Așadar, nu uitați, părinții transmit urmașilor anumite trăsături fizice. Urmașii nu sunt identici cu părinții lor, întrucât dezvoltarea acestora este influențată de factorii de mediu, însă păstrează caracteristicile speciei din care fac parte. Eu sunt Nicoleta Gâdea. Vă aștept și cu alte activități, la fel de interesante.